Neața, dragilor, azi începem vlogmas numărul 12 în drum spre școală. Vreau să vă arăt casa asta, ce frumos e amenajată. Foarte drăguț. Nati e și eu în spate cu mama și mergem spre școală. Am plecat la timp, pentru că ieri am întârziat un pic, vreo 5 minute. Astăzi am plecat din timp și ajungem la timp. E 8:30, cam așa dimineața, dar e un pic de tăceață. E rece și văd că strada e închisă acolo, nu știu pe unde trecem. Am baricadat cu fular, căciulă, mănânci nu mai avem astăzi. Dar e ok. A venit iarna. S-a închis strada, care pare nenea strada, sigur. De la școală am ajuns în Primark. Am ajuns să ne uităm de un fular pentru Nati. Că ea se plânge mereu că ăla pe care l-are acasă e prea mic, fularul, deși am luat pentru vârsta ei, dar nu știu, așa e modelul, cred că să-l ții de decor. Am intrat pe la femeie aici, să merg sus la copii. Acum a deschis, e 93 minute doar și a deschis. O să ne uităm un pic pe aici, n-am mai mers de mult pe la Primark, sincer. Și apoi să mergem sus la copii, să vedem. Uite ce colan drăguț de sărbători. Ia uite. Foarte fain modelul. Foarte drăguț. Și ăsta cu roșu. Ăsta cu roz îmi place mie, cu ho ho ho, așa. Au și buzunarel într-o parte. Foarte interesant, e 12 lire o pereche. Asta pare bluză sau tot colan, nu, tot colanți. Da, tot 12 lire. Sunt drăguțe. Am luat un ornament pentru brăduț cu Chip și Dale. Face așa să vă arăt. De la Disney. Deci așa. Foarte drăguț. Iar bluzele sunt multe din astea pe gât. Nu știu, malete, nu știu cum le ziceți. Laura așa le zice. Noi le zicem pelancă. La Craiova. A, ăla are glugă. Ăsta roșu. Sunt foarte multe bluze, plovere din astea groase. Și ăsta e gros, dar e aerat. Așa e foarte light, croit. Nu e de sat. Da, multe sunt drăguțe. Și grăsuțe. Am ajuns înapoi acasă de la Primark, s-a făcut ceasul 10 și jumate, cam așa. Haideți să vă arăt ce am luat de aici, v-am arătat asta în magazin, așa, cu Chip și Dale, dar ăștia pe copii ca să-i punem aici, nu știu, undeva, așa. Stați ca Dominic și ca Nati, așa e văzut. Am găsit o bluză redusă, așa, cu Mickey, e mărime destul de oversize, e mărime mare. Dar îmi place că e strânsă aici la mânecuța. Și a fost 7 lire redusă de la 14. Am luat o mărime S. A fost redusă la jumătate de preț. Și ce mi-a plăcut cel mai mult la ea, pe lângă faptul că are mânecuțele strânse și imaginea cu Mickey și prietenii, aici este brodat, e cusut, nu e sticker ceva. Și îmi place că la, înăuntru nu are puf. Are material pur și simplu. În general, aleg bluze care nu au puf înăuntru, la fel și pantaloni. Nici pantalonii ăștia nu au puf înăuntru, că nu știu, nu-mi plac mie. I-am luat o eșarfă, un fular Nataliei, pentru că ăla pe care l-are zis că e prea mic, apoi ăsta sper să nu fie prea mare. Ăsta a fost 5 lire, așa, și foarte moale, foarte, foarte moale. Dar o să le bag la spălat, vă dați seama. Știu că e Sfântul Spiridon astăzi și m-am rugat la el azi dimineață. Însă nu e cruce roșie și o să bag o mașină de rufe la spălat. I-am luat lui Laura așa șosete cu Stitch, pentru că pe lângă Nati mai avem un fanatic Stitch, e Laur, mărimea 9-12. M-am gândit să fie așa un pic mai lăduguțe și sunt foarte moi ăștia așa, soft. Ok. Lui Dominic am luat o păturică cu Pokémon, cu Pikachu. Uite-l acolo undeva. Bine, pot să mut asta, e el drăguț așa când zâmbește. Uite, pica, pica, Pikachu. Asta a fost 5 lire, e redusă de la 7. El de obicei tinde să-și ia păturică pe el în pat când stă la tabletă, se joacă sau citește sau ceva. Și am luat pentru mine așa șosețele,
Cozy socks. Mi-a plăcut că și ăștia sunt moi și au cornul așa. Au din ăsta de breakfast. Asta nu știu, e gogoașă, ceva, cafea, nu știu. Sunt foarte drăguțe. Astea au fost 3,50 lei. Mai ieftine un pic și cam atât. Și mi-a dat plasă de Crăciun. Asta mi-a plăcut cel mai mult. Și asta de aici. Cam asta este haul-ul de astăzi de la Primark. Hai că le-am desfăcut că vreau să le bag la spalat. Am zis să fie gata pentru că îmi vin toți acasă ca să le poarte. Uite șosetele pentru la August aici. Deci sunt genul ăla care vin probabil până aici sus, la picior, ca să țină de cald. Este aici cu un cadou. E foarte drăguț. Lui îi place Stitch. Lui și Lunati. Și am mai avut așa, perechea asta tot cu Stitch. Că a fost set. Dar asta și-a repetat imaginele. Și spufoase, și sunt călduroase. Așa arată un machiaj în 5 minute, ai realizat de către mine rapid, fond de ten, bronzer cremă, blush de la Rare Beauty, ăla micuț, așa e super pigmentat, vedeți obrajul cum mi-a făcut, de-aia nici n-am aplicat far la ochi absolut deloc. Un pic de ruj lichid de la Lisa Eldridge, l-am întins pe buze pentru că merge purtat și așa și mă grăbesc să merg să iau copiii. Până acum am stat în pat la laptop, mi-a durut burta un picuț probleme de ale noastre, de ale fetelor. Am stat și m-am uitat pe laptop, am luat notițe, am făcut printuri, am vorbit cu Laur pe prin mesaje pentru Crăciun, legat de Crăciun. Și eu cred că am găsit ce este ok, o să vedem până la final. Plec după copii, dar am vrut să vă arăt așa simplu, simplu, simplu cum am realizat machiajul. Super blushy, ăsta le-am spalat, păturica și șosetele și ce-am mai luat. Aștept să vină copii acum să se uite la astea cumpărate, pentru că să le placă foarte mult. Deci ar fi jos. O să-i duc Natalie la școală acum. Pare că se pune ploaie. Sper să nu. Însă dacă se pune, asta este. O să mă întorc acasă și o să facem împreună, pentru că o să vă arăt cum îi gătesc Natalie sosul de paste. Bine, și lui Dominică mănâncă împreună sos cu multe, multe legume blenduite, pentru că așa e singura modalitate în care Natalia mănâncă legumele. Dar bine că le mănâncă și așa și mă gândesc că poate aveți și voi copii mofturoși. Și atunci puteți să profitați de rețeta asta pentru că e super bună. Merge amestecată cu orice fel de paste, le rad și cașcaval deasupra și mănâncă, le place super mult. Am ajuns acasă cu puii. E aproape 4 ceasul pentru că am stat să-i schimb, să-i pregătesc. Le-am arătat, uite, păturica acolo, eșarfa, șosete, l-au sărit în sus, s-au bucurat. Acum au rămas jos, Nati și mănâncă ce a mai rămas de la școală pachetel. Dominic mănâncă un snack. Și a și bătut la ușă poșta pe care o așteptam de dimineață. Adevărul e că aștept de mult pachetul ăsta de la Natasha, de Nona. Și cu ocazia asta vă readuc aminte că am un cupon afiliat cu Natasha de Nona. Aveți linkul jos în cutiuța cu descrieri. Folosind acel link, primesc un mic comision într-adevăr, iar folosind codul ROX15 vă ajută pe voi să salvați 15% din prețul produselor de pe site. Eu am luat aici două palete, au fost bundle, amândouă. Am luat din nou paleta lila, am mai avut lila în 2017 când s-a născut Dominic, dacă mi-aduc eu bine aminte, sau cel târziu 2018 și am returnat-o la Beautylish după vreo 2-3 săptămâni de utilizare. Eram novice cei drept în ale machiajului și sincer mi s-a făcut dor de schema aia de culori, așa că am profitat acum de reducerea de Black Friday pe care a avut-o Natasha, foarte mare reducere. Și am găsit paleta lila în combinație, adică în set, cu paleta Sunrise. Amândouă erau 80 de lire. Am comandat setul, a mers și cuponul meu, a mai scăzut încă 15% și am luat cu mai puțin de 80 de lire amândouă paletele. Paleta Sunrise nu cred că o să o păstrez, 90% nu o voi păstra. O să mă mai uit o dată la schema de culori, pentru că am mai avut o paleta Sunrise și am dat-o, fiind foarte, foarte caldă, cu portocaliu mult cu astea.
Și în cazul în care ajung la concluzia că vreau să o dau, o să o pun pe eBay la vânzare, pentru că n-are rost să o păstrez dacă nu o folosesc. Însă lila abia aștept să o văd. Ce mov frumos! Scuzați unghiile, dar n-am apucat să le fac astăzi. O să mergem imediat după aia să ne apucăm de sosul de paste, dar acum lila. A readus-o pe piață pentru că dispăruse din stoc și nu o mai găseai absolut pe nicăieri. O mai găseai doar pe eBay la persoane care o dădeau cu 200 de lire, cu prețuri din astea exagerate. Iar aici, Sunrise. Atunci când am luat eu prima dată paleta lila, avea cutia albă. Mi-aduc aminte și acum, când a venit de la Beautylish cu ambalajul cutiei, era mauve în interior, tot tema așa de lila. Dar acum e făcută nouă. Nu știu dacă a schimbat formula, sincer, însă nuanțele sunt frumoase. Și mauve-ul ăsta e superb. Haideți să o deschid, că nu mai am răbdare. E tot made in Italy, să vedem. Ok, made in Italy. Da, mai... Natasha de Nona Makeup. Ok. Haideți să vedem. Cu veșnica foaie deasupra. Ce frumoasă e. Bine că a ajuns întreagă. Vai. Așa sunt culorile. Câți clipici, ce frumos. E foarte posibil să-i fi schimbat formula, să știți. Să-i fi făcut formula nouă de farduri, dar oricum nuanțele reci, toate mi se par. Asta un pic mai caldă, dar în rest reci toate. Asta de aici îmi place foarte mult. Asta îmi place foarte mult. Asta de aici. Asta, asta. Superbe. Și numele îmi plac. Ia să vedem. Magnolia, Amethyst, Viola, Viola Livid, Dragon Bite, știu că asta e în fel de două cromă, asta Dragon Bite cu baza roșiatică. Aveam MAC unul clasic de mult, de mult. Helio, a mai fost și în Retro, mi se pare, sau Retro Glam, nu știu care era. Nude Mauve, a mai fost și Amara, mi se pare că a mai fost. Iar Perse, asta... Se găsește în mini, au scos mini, nu știu cum, mini glam, cum se numește, doamne, o să vă pun pe ecran, oricum, și o să scriu, nu mai țin minte. Dar e frumoasă, e absolut superb, cum se vede clipiciul ăsta când apropie așa. Am aprins blitzul acum, se vede absolut divin. O să deschid și Sunrise, să vedem, dar sincer nu știu dacă o păstrez. Am avut Sunrise prin 2019, deci, doamne, 4 ani de atunci. Asta are alt ambalaj. Ambalajul nu e așa din piele cum e ăsta. Ambalajul cum e acum, de plastic, practic. Aia e paleta în mărime mare, asta e paleta midi, e mărime midi. Asta e perfectă pentru vară, dacă mă întrebați pe mine. Atunci am și cumpărat-o, într-o vară a și apărut. Vara 2019. Mi-aduc aminte și acum. Am cumpărat-o imediat. Îmi plăcea nuanța Jasper foarte mult. Știu că e o nuanță Jasper înăuntru. Mă chinuiam să o deschid pe partea cealaltă. Ia să vedem. Ah, ok. Uite aici. Mi-aduc aminte că pe asta are un fel de... Ui, scris e mov, ia uitați. Probabil de asta au unit-o cu lila. Mi-aduc aminte că am dat-o pentru că mi-am cumpărat Sunset, paleta mare cum e asta, dar roșiatică. Și am zis că nu mai am nevoie de Sunrise. Sunt diferite, dar... Ups! Întreagă? Întreagă, doar că deasupra oglinzii s-a făcut ceva așa. Asta e paleta Sunrise. Jasper de aici, da, uite. Asta îmi plăcea foarte mult. Asta e frumoasă, Awakening are o formulă superbă. Azalea e un duochrom, mi-aduc aminte. Asta e frumoasă și asta. Astea sunt frumoase, seamănă, astea e mai deschisă un pic decât asta. E frumoasă și asta. Mai sincer, nu știu ce să fac. O să o mai analizez așa un picuț. După care o să hotărăsc dacă o păstrez sau nu. De asta le deschidem, să le vedem pe amândouă una lângă alta. Clar n-au nicio treabă una cu alta, dar dacă ele au unit în setul ăsta, sunt opuse, practic. Să ai una așa și una așa. Ia să încerc să le pun. Mărimea clar nu e aceea, se vede diferența. Uite așa. Asta e, se vede doar mult mai rece. Din start mult mai rece. Da. Lila și Sunrise. Momentan sunt amândouă pe site la Natasha, dar nu cred că mai e reducerea aia de Black Friday care a fost. Eu așa am îndrăznit. Însă puteți folosi codul meu de reducere ROX15 pe site-ul natashadenona.com dacă vreți să puneți o comandă.
Mie mi-a ajuns destul de ok, comandă, vedeți bine, a venit ambalată foarte bine. N-am avut treabă. Paletele întregi. Da. Foarte fain. Aveți și opțiune, dacă nu mă înșel, de Klarna pe site-ul Natashei. Să plătiți cu Klarna, adică pay later. Să plătiți peste o lună de zile sau să plătiți în 3 luni. Împarți în 3 plata. Merge și așa. Dacă mai folosiți și codul meu ROX15, mai scutiți încă 15%. Asta o mai am de la Natasha. Yuka. Singura pe care o mai am. Glam am dat-o. Nude nu știu cum am dat-o. Doar asta am păstrat-o. O fac și rimă pentru că mi se pare cea mai unică. Și o să o pun aici la capătul celor două. Ia uite. Uite așa. Uite așa. Yuka versus Lila versus Sunrise. Da, aș putea să le păstrez pe toate trei. Asta e o paletă de seară, mai așa, mai de apus. Asta e o paletă de zi, de soare, de căldură. Iar asta e o paletă de natură, de iarbă, de verdeață. Da-s frumoase toate trei. Uitându-mă așa la paleta Lila și filmând-o, punând-o pe story la Instagram, că mi-e tare drag de ea, de nu mai pot, mi-am adus aminte de paleta Subliminal, Camerul în curb, astea trei, Subliminal. Subliminal, Sublime, Subversive, sub de toate. Și le încurc. Paleta 1, Mothership 1 de la Pat McGrath, asta cu ungerul ăla așa. Mi-au zis aminte de ea, de la nuanțele astea 3 de aici. Bine, și poate asta. 1, 2, 3, 4. Colțul ăsta de aici. Și o să le swatchuiesc, nu știu dacă chiar acum. Dar... Bine, ăsta speciale n-au egal. Am vorbit noi ieri de nuanțele speciale de la Pat. Bravo, Oxana. Ia să vedem. Să le întorc așa, să fie mai ușor accesibil. Uite aici. Asta mi se pare că seamănă cu asta. Asta de aici cu asta. Deci asta o văd mai galben acum. Decât pe asta, asta o văd mai albă. Asta de aici. N-are cu cine. Asta de aici mă gândeam cu asta de iar. Asta pare mai rece decât asta și asta mai galbenă. Hai să le fac swatch să vedem că sunt tare curioasă. Eu nu mi-aduc aminte la Lila să fie formula așa de bună, dar v-am spus. Acum 6 ani aproape. Doamne, da. Am făcut swatch. N-are nicio treabă. Nicio treabă. În stânga avem Pat McGrath aici. Pat McGrath. Iar în dreapta avem Natasha Denona Lila. Nuanța asta pare că are ceva portocaliu maro la bază, vedeți? Uite așa. Nu seamănă, deși pare că seamănă. Prima nuanță de jos, nuanța mată, le-am comparat pe cele mai deschise. Pe asta de aici și pe asta din colț. N-are nicio treabă. Asta îmi place mai mult de la Natasha. Adică nuanța, dar paleta de la Pat o iubesc, nu vă gândiți. Iar asta e complet mai rece. Asta de aici, a treia. Asta cu maroul la bază parcă îi dă alt vibe, deși aici nu pare, aici pare că e doar așa. Dar are ceva un maro la bază. Iar nuanța din colțul intern, asta e galbenă de la Pat, asta e alb spre un strop de rozaliu. Și a doua nuanță de aici e mult mai intensă asta de la Natasha Denona și e mai maro, mai ciocolată, asta e mai rece de aici. Așa mi se pare. Da, de la exterior mi s-a părut că ar semăna, dar... Iată că n-are nicio treabă și când le-am făcut swatch acum, toate nuanțele astea trei, mai ales asta, bine, toate, foarte cremoase, foarte cremoase și foarte pigmentate. Eu sunt curioasă să le vedem pe astea de aici, ametistul ăsta, pentru că e super fain. Se ia de aici. Ce frumos. Asta e viola, e viola cum era. Și asta de aici. Ce e drăguț pe care să mă arăm. Snake bite, asta îmi plăcea mie. Wow, cum a rămas acolo. Mi-aduce aminte de una din paleta Yuka, asta. Uite că am făcut swatch la alea pe mână. Sunt foarte drăguțe, în special albastrul ăsta de aici. Două palete de farduri. Albastrul ăsta e foarte drăguț. Snake bite e ultima. Te oricum portocaliu. Să-ți dau albastru. Nu prea te-aș da cu sclipiș pe mâini, puiule. Nu prea te-aș, dar te dau foarte puțin dacă vrei, că ăsta are sclipici mult. Și mami e plină pe mâini, uite, tâncă, hai. Un picuț. Când erau mai mici, așa îi dădeam, aici cu sclipici. Pe așa.
Iarăta la mami, foarte sclipicioasă asta. Păi s-a mie două. Care două? Că ți-am dat... până aici? Ți-am dat una acum, care două? Care două? Uite, ia de aici una, ia pe asta, snake bite. Așa se numește asta, snake bite, asta de aici. Asta? Mhm. Ah, snake! Snake bite, uite, e așa, ia, dă-ncoci. Wow! Uite ce frumoasă este, ia, arată-și mama. Vai, ce frumoasă e asta. Ăștia au schimbat formula la lila. Au făcut-o mult mai faină decât era înainte. Mami! Doamne, cât de mami, frumos! Da, mami! Ăsta, oameni să iei ăsta și ăsta și nu pot să mă duc aici. Ăla e Lego Star Wars, așa e? Dar și nu pot să mă duc la level. Păi îl așteptăm pe tati, poate știe el să te ajute. Am pregătit ingredientele pentru sosul de paste. Scuzați zgomotul din fundal, dar este mașina de uscat rufe în funcțiune. Vă spuneam de sosul ăsta de paste, că mi-a venit ideea într-o zi să fac așa sos cu multe, multe legume și să-i pasez cu blenderul Nataliei, să le amestec cu paste fierte după aia și să le mănânce. Am încercat odată, a zis că sunt foarte bune, a zis că e extraordinar de bun sosul și am jonglat, am încercat și dovlecel. I-am pus și spanac altă dată. Acum îi pun un dovlecel și o vânătă și mănânc amândoi. Când îmi cer paste cu sos, e clar că fac sosul ăsta. Fac cantitate mare de sos, după cum vedeți aici. O să fac supă de pui din cuburețele astea două, dintr-un litru de apă. O să mai pun pasata care este aici. Deci borcanul ăsta are 690 de grame, aproximativ 300 de grame, 300 de mililitri de pasata, 350, puteți să considerați așa, o din asta de... o one can, cum îi zice în română, o conservă de roșii sherry, de obicei le-au pe astea de la Sainsbury's, că sunt foarte bune, alea micuțe roșioarele sunt dulci și gustoase. Mai pun un ardei normal, însă acum am doar unul, a rămas doar unul în frigider și îl pun pe ăsta. Două cepe, pentru că sunt foarte aromate cepele. Mai pun și o roșie întreagă, pe lângă cutia asta, morcov, destul de mult, un rest micuț de praz, o să-l tai și pe ăsta lângă ceapă, dovlecelul vânăta, am spus 3-4 căței de usturoi, dar ăștia mai spre final, așa. O să mai pun un pic de ulei de măsline. Călesc ceapa întâi în ulei de măsline și ulei de floare soarelui amestecat. Apoi, la final, mai pun un strop de oțet balsamic, să-i dea așa un pinch, ceva, un pic de ceva. Iar condimente pun sare, piper, oregano, busuioc. În loc de oregano s-ar putea să pun un pic de pesto, pentru că pesto automat e plin de în loc de busuioc. Pesto e plin de busuioc, așa că s-ar putea să înlocuiesc busuiocul cu pesto astăzi, să văd dacă simte ceva diferit în gust. Și mai pun, foarte important, paprika afumată. Paprika afumată îi dă așa gustul un pic afumat, nu vă gândiți la afumătură, nu vă gândiți la treburile astea, dar amestecul e foarte bun. Mi-am pregătit ingredientele pentru sosul de paste, le-am pregătit pe toate, după aia numai să le pun pe rând în oală la prăjit. Am tăiat aici roșia și o să mai adaug asta, am deschis-o și pe ea cu roșioarele sherry micuțe, plus pasata care e aici de la Napolina. Am curățat 3 căței de usturoi, aici am tocat vinetele și dovlecei jos, le-am pus într-un castron. Aici am morcovii și ardeiul și în partea asta ceapa și prazul. Iar punguța asta de aici are toate gunoaiele pe care eu le-am folosit. Mă ajută foarte mult așa. Mi se pare că am mai spus în vloguri mai vechi, de mult.
Însă atunci când gătesc, de obicei iau o punguță lângă mine și toate gunoile pe care le folosesc sau cotoare sau din astea de la legume le pun în punguță. Să și prea doar eu o punguță și o arunc în gunoi. Nu stau să mă duc până la gunoi cu fiecare lucru sau să strâng o grămadă pe blat. Mie îmi place lucrul să fie ordonat, să fie curat și să le-am strâns, uite așa, toate gunoile și după aia le iau, pac și le arunc, gata. Am lăsat sosul să stea aproximativ o jumătate de oră la răcit, după ce am închis focul, iar acum o să bag blenderul în el, să pasez totul. Uite așa arată. Bine, s-a făcut apă pentru că am lăsat capacul deasupra. Încă e călduț, dar merge să bag blenderul ca să-l facem sos. Uite așa arată. A scăzut din lichid, ați văzut cam până pe aici era lichidul pus. Cam până pe aici, la nivelul ăsta, a scăzut până aici și miroase extraordinar de bine. Toate legumele astea, am pus pesto, am pus oțetul balsamic un picuț, supa de pui, miroase, deci extraordinar. Oregano am pus, dacă am pus pesto, n-am mai pus busuioc, am pus doar oregano. Așa arată în mod normal, dar toate legumele astea copiii mei nu le mănâncă. Așa că o să băgăm blenderul, să le facem pastă. Și după aia o să fierb niște paste, să le și amestec, să vă arăt produsul finit. Uite așa arată sosul nostru după ce l-am pasat. E mai portocaliu în realitate decât îl arată acum lumina de la bucătărie. O să încerc să bag blitzul, să văd dacă îl arată exact la culoarea la care este el. Un picuț mai bine, cu toate că e mai portocaliu în realitate, vă spun eu, de la roșii. Așa arată, l-am pasat foarte bine. Ce se mai vede prin el foarte mărunt, așa sunt astea de, cum îi zice, oregano, pe care l-am pus și s-a făcut mai mărunt. Dar în rest, legumele care au fost mari s-au pasat. Și se mai găsesc poate așa firicele de astea mici de roșii, care rămân de la coaja roșiilor. Dar astea se amestecă cu pastele și le mănâncă. Sau în cazul în care le găsești și nu-i convine, le dă la o parte. Iar acum sosul ăsta de aici, o să iau cam o lingură și un pic și o să-l pun în niște punguțe, iar punguțele alea le pun la congelator. În momentul în care copiii vor să mănânce paste cu sos, scot o punguță de la congelator, o decongelez într-un castronel cu apă caldă și atunci sosul este la loc în punguță, decongelat, și îl pun peste pastele fierte proaspete. Le amestec, rat cașcaval deasupra și este sosul ca în momentul în care l-am făcut acum. Mie, porția asta de aici pe care am făcut-o, în oala asta, mă ține pentru că copiii 3 săptămâni, aproape, hai să nu zic o lună, că poate zic prea mult, 3 săptămâni, cam așa. Pentru că mănâncă de câteva ori pe săptămână paste cu sos și atunci ies aproximativ 15 pungulițe, 16, așa, de sos. O să le păstrez acum o porție de aici, să le fac astă seară. Chiar acum pun niște paste la fiert, pentru că ăsta, vedeți, încă iese abur din el. Pot pune chiar acum la congelator. O să-l las aici pe masă și o să fierb pastele, să le fac copiilor cu niște cașcaval ras deasupra și o să vă arăt reacția lor și părerea pe care au despre sosul pe care l-a făcut mami, cu multe legume ascunse, pentru că altfel nu l-ar fi mâncat absolut deloc, mai ales Natalia. Haideți să fierbem pastele.
Cum sunt pastelele, mami? Hmm? Sunt bune. Ia să vedem. Cum e, Nati, sosul ăsta? E bun. E bun? E mai bun decât celălalt dinainte? Mhm. Ia uzi. A pus mami iubire în el. Ia. Au pus pernele sub castronele și mănâncă. Le-am pus aici ăsta cu șosetele groase fiecare. Și stau și mănâncă în pat. Șmecherii lângă brăduț. Ia-ți ce frumos e brăduț. Da. Poftă bună, mami. O să vă aduc și apă, să vă pun lângă voi să beți apiță. Da? Tati vine. Vine și tati imediat, că am vorbit cu el prin mesaj. Ceasul e târziu, 8 aproape. Dar lua și popas ca să mergem sus după aia, da? Bine? Dulce. Bun apetit! Dulce după ce terminați de popas. După ce se termină asta, putem mai să ne uităm la Minecraft? Da, ok. La Minecraft-ul ăla? Hai, lua și popas. Ah. Am pus sosul de paste în punguțe. Ați văzut, pun de obicei punguța în pahar sau în cană, depinde în ce nimeresc. Și pun cam două linguri din alea așa ascuțite. Nu știu să vă spun cantitatea cam cât este. Dar a ieșit porția pe care au mâncat-o copiii. Pentru că tot două linguri am pus peste pastele fierte. Și mai avem aici una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă, zece, 11, 12, 13 din astea au ieșit. Eu am zis mai devreme 15, 16. Dar depinde. Momentan sunt ok. Altădată am avut două vinete mai mari și automat sosul a ieșit un pic mai mult. Depinde de situația asta. Acum o să le bag pe toate în congelator. Aștept să congeleze și după aia când am nevoie, v-am spus, doar scot una de acolo, o pun în apă caldă în castron și sosul e gata de pus peste paste și mâncat. Dad can get in. Deci era go. Who opens the shed door? Dad and mom. Dad and mom? Have you ever used or seen a key? What did the key open? Door. Door? Bravo. Trebuie să scrim aici în cărticică că ai citit tot. Nu se bagă cu minte. Și te-ai descurcat și la tricky words? Am biscuite ori în gură. Mă scuzați. Și mami ne dă un pix. Un pix? De aici, unde mi l-ați furat? Ah. Hati! Trebuie să-l pică. Să-l cel, le trebuiesc. Hai că am pus sos pe mine aici, uite. Am vărsat sos pe mine. De paste. Ești gata, Dominic, de nani? N-am mai încheiat de mult vlog, mă sunt așa, de mult. Ce zic eu zilele trecute când avem de la spovedanie? Ia uite, iar e 10 fără un sfert, ok? Da, pentru că am filmat sosul de paste. Ți-a plăcut sosul de paste, mami? Da? Mă bucur. S-a jucat cu tati, era plin aici de Mandalorian, de Darth Vader, de... Da. E băgat în păturica cu Pikachu. Pica, pica? E bine? Și am zis să închei și o vlog, mă suc aproape ora 10.
trebuie să băgați copiii la culcare, după care trebuie să am ședință cu tati. A venit târziu de la serviciu la urși. N-am apucat să vorbim, cred, de țin asta, doar la masă și atâta. Și trebuie să mai vorbim și noi. Chestii de familie. Chestii de familie, după cum spuneam, n-am apucat să discutăm absolut deloc. După ce am terminat de mâncat amândoi, m-am apucat să spăl toate vasele din chiuvetă. După aia să pun sosul, pentru că se răcise între timp în pungulițe, ați văzut, l-am pus la congelator. Pe masă aici iar este dezastru, felicitări înșirate, Nati mai vrea să mai scrie pentru la școală pentru mâine. Mi-am ridicat părul așa, mâine sper să reușesc să-l spăl și eu. Nu știu, să văd ce timp am și cum este. Însă acum îmi doresc să închei vlogmasul. Cu siguranță nu o să-l postez în noaptea asta, pentru că deja este târziu. Pe buze am aplicat luciul de la Causas, pe care l-am primit în cutiuța Sephora. E drăguț. Apare așa lucios și hidratant. Chiar eu l-am de ceva timp pe buze și e ok. Trebuie să fac și un ceai să beau în seara asta, când merg cu Laura să vorbim. Dar întâi să-i culcăm pe mititei, pentru că mâine merg la teatru cu școala, după care trec la târgul de Crăciun. Merg și eu la târgul de Crăciun. Trebuie să mă duc, în loc să mă duc la 3 la școală, mă duc la 2, ca să mergem la târgul de Crăciun. Și uite așa, o să fie o zi frumoasă, Doamne ajută să fie, să nu plouă măcar, ca să poată să facă târgul de Crăciun în curtea școlii. Dar o să vedem mâine asta. Mulțumim din inimă pentru prezența voastră aici pe canalul nostru. O să ne vedem cu bine mâine, în vlogmasul de mâine. Până atunci, o noapte liniștită să aveți. Mulți pupici din partea noastră și Domnul să fie cu noi toți. Pa, pa!